Micuții, ajutați de părinți și bunici, au scris câte o poveste de Crăciun. I-au pus în plic moșului și lista cu darurile pe care și le doresc de sărbători. Salut, Antonio! Salut! Spune și mie, ce i-ai scris lui Moș Crăciun? I-am scris că vreau să-mi aducă un elicopter cu telecomandă, o mașinuță cu telecomandă și o stație prin care vorbesc. Ai povestit câte ceva și despre tine? Înveți bine că știu un pic să citesc și că știu să scriu. Ai scris o scrisoare lui Moș Crăciun? Da. Și ce i-ai spus acolo? Ce i-ai cerut mai întâi? I-am cerut o păpușă și o carte cu povești. Despre tine ai spus câte ceva? Nu. Nu ai spus nimic? Nu ai spus tu că ești cu minte, că ești frumoasă, că ești talentată? Nu. Dar știe el de undeva, nu? A întrebat-o pe mami? A întrebat Spiridușii. Am înțeles, da, ei te-au văzut tot timpul, nu? Da. Au primit în schimb nu doar daruri, ci și o poveste, Scufița Roșie, în interpretarea actorilor teatrului Așchiuță din Pitești. De ce urechile așa de mari? Păi eu urechi mari? Eu urechi mari? Da. Ca să te aud mai bine, fata mătușa și așa.